Salutare și bine v-am găsit, oameni dragi! Și această primăvară devine deja istorie. Slavă Domnului că e pace aici acasă și cumva reușim să ne facem planuri de vacanță. Dar stai puțin că e război în casele multor gospodare, acolo unde cresc și se educă copiii și viitorul acestei țări. Adică o grădiniță, examene de clasele primare, examene de gimnaziu, unde mai pui că și bacalaureatul vine peste noi. Cum gestionăm aceste emoții, cum le facem față și cum încercăm să fim cu toții pe linia de plutire și să fim zen cu noi înșine, e greu de spus și nu știu dacă există vreo regulă de dicționar care să prindă bine pentru fiecare familie în parte. Eu astăzi pe canapea nu am găsit absolvenți de bacalaureat, dar absolvenți de grădiniță avem. Unde mai pui că e vorba de două familii de vedete. Copiii vor merge în clasa 1 și sunt absolut convinsă că toți colegii mei la sfârșit de august îi vor lua la întrebări dacă și-au pregătit ghiozdanul, dacă și-au gătit uniforma și dacă au învățat poezie pentru prima zi de școală. Dar până atunci ne așteaptă în față 3 luni frumoase de vacanță. Despre cine este vorba? Deschidem imediat reflectoarele și salutăm cele mai frumoase prințese de aici de pe canapea. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bună seara. Și când am zis prințese, m-am gândit la prințesa Mihaela și la prințesa Ioana. Ele în acest an au absolvit grădinița și vor merge în clasa 1, vai de cap, părinților! Adriana Ochișanu, eu cred că cu niciodată n-am avut atâtea emoții cum cu băiatul, n-am avut așa, cum am eu acum și mă simt în sufletul meu, eram pe un autopilot, știi, acum altfel și alte timpuri și copiii sunt altfel, da. Și ghiozdanele arată altfel și sunt multe și ai de unde alege și uniformele sunt diferite și fundițele sunt diferite și papuși de prințese vor trebui să fie cumpărați noi, că ăștia deja au fost folosiți la adio grădiniță și nu mai pot fi folosiți și la prima zi de școală. Mihaela, eu am înțeles că tu azi ai avut adio grădiniță. Ești cu emoțiile proaspete. Da. Ai avut emoții? Da. Serios, ți-a făcut semnul cruce când a intrat pe scena de grădiniță? Înainte de a intra în grădiniță, i-am spune, mami, am niște emoții. Zic, mami, o să fie bine, totul va fi bine. Dar chiar, nu știu, când au intrat ei în sala de festivități, așa m-a cuprins. Uite, nu înțelegeam chestia asta, că mi-a venit un nod așa în gât să plâng. De fericire, de nostalgie, de, nu știu, de... O părere de rău că timpul ăsta atât de repede se duce copilul meu deja. E pe ultima sută de metri și a rămas bun de la grădiniță. Așa o nostalgie, știi? Chiar mi-au venit niște lacrimi. Mihaela, dar tu ai fost vedetă la acest spectacol? Ai avut, nu știu, ai cântat, ai spus poezii. Te-ai remarcat într-un fel sau altul? Da. Ai cântat sau ai recitat versuri? Am cântat și am recitat și poezii. Și din prima a fost totul bine sau ai scăpat ceva acolo? Foarte bine a fost, numai la o poezie am uitat cuvințelele. Dar a înțeles cineva? A înțeles. Mama. Numai mama a înțeles. E sincer. Da. Costi, da. Corina, la voi e un pic mai simplu. Cumva ați scăpat de corvada adio grădiniță? Da, noi am ieșit din grădiniță, pur și simplu. Bine, recent, o lună urmă am decis să facem o pregătire mai intensă de școală. Și am spus adio grădiniță un picuț mai devreme. Mai devreme, da. Dar în schimb ați început problemele legate de școală. Dacă Ioana se pregătește intens. Ioana, dar ce înseamnă pregătire pentru școală? Că mă iau fiori că mă gândesc. Noi mergem la o pregătire preșcolară. Și... Dar la așa zisele meditații. La meditații. Doamne ferește. Da, uneori ele merg împreună, uneori cu Mihaela. Da, uneori se întâlnesc vederițele noastre împreună și merg împreună la meditații. Aceste meditații. Da, noi vrem să ne asigurăm copiii noștri sunt ok și sunt bine pregătiți, pentru că v-am spus, nu știu, Corina, cred că ca și mine și Costi au niște emoții, pentru că s-a alt timpul, s-a alți copii, în comparație cu Smaranda și în comparație cu Cristi, e totul diferit. Da. Va fi diferit. Ioana, dă din casă, spune-mi ce faci tu foarte împreună picant cu Mihaela la meditație. Ce faci acolo? Noi învățăm și ne jucăm diferite jocuri.
Dar învățați ce să numărați, literele? Ce nu învățăm să numărăm, dar scriem, calculăm, ne învățăm să citim, citim pe silabe, ne învățăm să scriem, adică de mână. Dar ce o să faceți voi la școală dacă voi deja o să le știți pe toate? Ea știe. Bunica noastră este profesoară de clasele primare și prima mea învățătoare. Bunica noastră. Nu cred că e bine să te înveți mama. Și, da, da, câteodată chiar e bine să te înveți cineva străin, numai nu ai al tău, pentru că câteodată nu ai răbdare cu ei, recunoaștem. Că e o generație care pur și simplu ne te extenează la un moment dat. Uh-huh. Îți stor toate puterile. Costi, Corina, pregătiți din nou pentru prima zi de școală? Prima zi din viața Ioanei. Pregătiți, desigur, dar cum? Asta n-ar trebui să fie altfel, pentru că fiecare copil e diferit. E o personalitate și noi ar trebui să-i oferim și ei, dar și nouă, la rândul nostru, aceleași emoții pe care le-am avut, cât? 7 ani în urmă? Mm-hmm. Da, cam așa, cu Smaranda a fost 7 ani în urmă. Acum voi aveți pe Lelea și o să aibă grijă să facă temele împreună, da, cu Ioana. Da, e o fată mare, deja matură. Da, și e mega ocupată, acum nu a putut să vină aici pentru chiar, care pregătire pentru chiar. Chiar azi am fost în vizită la ei, noi mergem foarte des la Costi și la Corina. Eu sunt Nana Ioanei, am botezat-o. Și mă uitam la Smaranda, o fată atât de înțeleaptă și are o minte de zici că are vreo aproape 50 de ani, o femeie matură și gândește matur. Și când o întreb ceva, îți dă niște replici de un om matur, care are experiență acolo așa, prea cu minte, matură de viață. Da. Da, e prea cu minte și nu-i place să profite cumva de numele nostru, ea se eschivează, zice, nu, eu sunt Smaranda Burlacu, eu nu sunt fiica lui Costi și Corina. Apropo de asta, păi exact. În săptămâna aceasta, Smaranda a absolvit școala de muzică, deja e, școala de muzică Eugen Doga, și a dat toate examenele pe nota 10, specialitate, solfegiu și ce-a mai avut. Da. Și ne bucurăm foarte mult pentru ea, pentru insistența ei. Dar ce urmează după ce un copil absolvește școala muzicală? Că nu o să vă opriți aici, păi, nu? Da, uite, suntem acum într-o dilemă, pentru că atunci am dat-o de vreme, am dat-o chiar din clasa 1, uh-huh, să facă și pianul. Și atunci nu ne-am gândit pe moment că va absolvi de vreme. Ne gândim de la anul viitor, cu siguranță nu abandonăm pianul. Probabil vom face și noi niște ore ceva mai avansat, un alt fel de lecții. Ea vrea, uh-huh, i-am zis, tata, eu vreau și eu să cânt ca tine la pian, să mă acompaniez singur, să caut acorduri, să scriu piese, zic, hai. Chiar atunci când a dat examenul la pian, zice, mama, mie o să-mi fie dor de școală și de profesor. De eu zic, tu să revii aici, de ce nu? Mai facem un an, doi, trei, cât vrei. Ioana, dar tu vrei să cânti la pian? Că voi aveți pian acasă, nu? Și te mai duci tu cu degețelul să încerci, da, clapele. Da. Vrei la pian? Da. La vioară. La vioară? La de ce la vioară? Că nu cântă nimeni în casa voastră la vioară. Păi... Că e un instrument foarte frumos. Da, instrument foarte frumos, dar cât e de greu? Cred că e cel mai complicat. Cel mai complicat. Dar cu vioară? Eu n-am făcut vioară. Am făcut, apropo, spun minciune. Am făcut vioară când eram și eu copil. Și aveam cu Cristi vioară. Eu am făcut cu Cristi vioară, pentru că eram acolo, cred că mai nu dormeam la liceul unde și-a făcut studiile Cristi. Mi-aduc aminte, până el a intrat, cum se zice la noi la moldoveni, calia, știi? Până începe să iubească instrumente tare complicat. Doamne Dumnezeule, că la un moment dat vroiam și eu să renunț, pentru că copiii se plictisesc foarte repede. Sunt perioade și trebuie să știi cum să iai, trebuie să știi cum, nu știu, să-i motivezi într-un fel ca să aibă acea atracție față de instrument. Mm-hmm. Voi mi-ați zis azi că ați mai fost și la un concurs. Da. Deci după adiu o grădiniță, în loc să mergeți la pizza, sau ați reușit? N-a fost nici la o pizza, nu. Noi ținem dietă. Și Mihaela tot? Și Mihaela, noi suntem cu mâncarea, noi suntem pentru mâncarea sănătoasă și mâncăm mai mult. Mihaela, dar ce înseamnă dieta? Dieta înseamnă când mănânci ceva sănătos, când bei apă și când faci sport. Și tu le faci pe toate astea trei? Sport e joaca. Apă, îți place să bei apă? Că eu întotdeauna uit să beau apă. Ei, ne mai ducem la plimbări cu trotineta, are bicicletă. Dar ai fost la un concurs de cântat. Asta înseamnă că și tu excelezi în ale muzicii. Și vrei și tu vioară ca și Ioana?
O copiezi pe Ioana? Nu, eu vreau... Trompetă? Trompetă. Eu vreau să am un instrument foarte drăguț, care scânte, adică... Singur? Vreau un pian. Da, scânti singur. Un pianist, își scânti singur. Gata, v-ați înțeles. Tu la pian și eu la duar. Avem o prietenă și-a luat un aparat de făcut sport și era entuziasmat și-a luat aparatul. Băi, ce am... Și la un moment dat zice, băi, am un aparat, da, să vezi ce de fain. Să privești haina când o pui și-o da doar nimeni pe aparatul ăla, așa și pianul. Ei, vedem până la urmă cu pianul cum va fi. Dacă o să aibă dorința și atracție, eu am să fiu doar pentru ca ea să facă pian sau, nu știu, altceva. Mă gândeam la balet, pentru că eu de mic am fost fascinat de această artă. Baletul, dar și dacă și Mihaela vrea să facă când balet. Când eram mică, știi ce făceam? Îmbrăcam napiatnici, cum era, știi, napiatnici. Uh-huh. Și le puneam ciorăpei de noi aia mici, așa, și imaginam că eu sunt balerină și puneam o pătură și mă puneam și îmi puneam invers, știi, degetele așa, știi cum dansează, caucazienii. Uh-huh. Ei, până plesneau oasele, că așa. Eu eram balerină și uite, de mic am avut această atracție și îi place și ei dansul, îi place muzica, vedem. Dar uite, noi acum... Baletul nu e mai ușor decât vioara, de voi să zic. Am făcut un an, aproape un an, am făcut canto, umblăm periodic și facem lecții și luăm lecții de canto și participă la diferite concursuri, chiar recent, chiar astăzi am participat la un și concurs. Și așteptați locul, să vedeți și rezultatele. Vedem, să vedem ce loc a luat ansamblul în care participă și Mihaela, vedem. Dar apropo de dansat, smaranda voastră da, face dans. Da, e balerină. Din când am auzit că ea... E face balet sau face Doamne, dans contemporan? Este o fuziune dintre dans contemporan și balet. Mm-hmm. Pentru că am văzut pe mai mult decât dans contemporan. E mai mult, da. Deci ce fac? Deci fac eu un balet contemporan. Mm-hmm. Balet contemporan. Deci fac și balet clasic. Eu cumva urmăream agenda evenimentelor voastre și când am văzut că scrie ultimul spectacol, zic, ăștia s-ai mei, acum reușesc cumva să-i prind cu emoțiile proaspete. A fost extraordinar, o experiență inedită, pentru că noi așa într-o doară, știi, într-o joacă, nu știu, hai să cât facem. Cât a fost la număr? Am vrut să facem în pandemie, când s-a dat voi pentru o perioadă acolo și, știi, eu dat bomboana și pe ne-o luat înapoi. Da. Ideea a vrut să duce în pandemie, 2 ani în urmă și tocmai cu câteva zile înainte de a porni la drum. Mai ieșesc o decizie, știi, atunci ieșau în fiecare zi decizii peste decizii. Mi se pare că v-ați reușit chiar să vă faceți publicitatea atunci. Da. Deci noi știm să-și la emisiuni, să vedeau deja. Deci la emisiune am fost și am făcut un tam-tam cu acest proiect. Deci bomboana s-a dezvinit și după asta v-au dat așa să vă încleiați de ea, știi? Ne-am încleiat puțin, după aia ne-au luat-o și cu asta, basta. Bun. Eu știu ce trebuie să facem. Ca să putem intra în pâine, trebuie să ascultăm o piesă și cred că a Corinei legată de luna mai e cea mai potrivită. Așa este. Că ea și-a făcut un cadou de ziua ei și a reinventat această piesă, veche nouă, știi toate de ce? Vechi și noi sunt toate. Piesa asta, pe unde mergeam, toată lumea vorbea de ea și o solicita. Exact. Corina cam ezita să o cânte pentru că era cu orchestrație veche. Da, și din veche. Orchestrație mai veche. E din secolul trecut, orchestrație veche și cumva așa zis, măi, hai să facem o reînnoire, o reîmprospătare, cum aud eu așa după sound-ul ăsta mai nou. Apropo, este prima mea piesă solo, da? Deci, nu știu, vreo ce... Ei, nu chiar prima piesă, dar... Dar hit, ca să zicem așa, piesa care cumva s-a pleat pe ureche. Da, cunoaște toată lumea. Pe unde mergem acum, merg și am cântat-o și toată lumea, wow, piesa asta frumoasă. Și zic, bine că am renăscut-o, reînviat-o. Eu zic să simțim mirosul florilor de mai până nu devine această lună istorie. O lăsăm pe Corina să ne cânte, după care scoatem emoțiile voastre frumoase. Pentru că a fost recent ziua de naștere la mulți ani, scumpa mea. Mulțumesc, dragilor! Să fii sănătoasă, fericită, împlinită alături de familia ta, dragă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Cele mai calde și dulci cuvinte, cele mai vii și frumoase clipe, flori și culori, gânduri care îmi zboară.
Turneala asta, mă gândeam că strânge toate emoțiile și amintirile pe care le trăiește fiecare dintre noi în luna mai. Dar știi ce mi-am dat seama? Că Adriana zicea la mulți ani Corinei și mi-am dat seama că voi până și zilele de naștere vi le-ați făcut cam pe scenă. În această perioadă am văzut un video în care voi ați felicitat-o pe Adriana cu un buchet mare de trandafiri. Nu știu unde erați atunci, dar așa toată obosită, lumea cânta. Deja așteptam mai repede să termine spectacolul, că eram chiar obosit. Eram la Hâncești, deci turneul din martie, deci ultimul spectacol din martie, se încheia la Hâncești, exact cu două zile înainte de ziua Adrianei. Și ne-am gândit noi cu Costi, cu toată echipa, să-i facem o surpriză Adrianei pe scenă, anticipând cumva ziua de naștere. Dar cum să o facem? Cum să o facem? Ne-am gândit cu orchestra. Păi nu e greu, cu atâția oameni creativi alături, ușor a venit ideea. În primul rând, apărind, 45 de trandafiri. Da, 45 de trandafiri. Mai ales când era cifra impară, știi, deodată sună. Cătălina Lungu, prietena noastră cu care colaborăm ultimul timp, i-am zis, uite, ziua Adriane, vrem să-i spunem ceva, zic, fă-ne patru rânduri. Băi, ea ne-a făcut o poezie întreagă de Te lau fiorii, când mi-a trimis-o, avea vreo 6 strofe. Și asta în 24 de ore. Deci a fost un moment special și nu știu, așa momente nu se mai repetă niciodată. Sunt inedite și speciale și desigur... Ce poate fi mai frumos pentru un artist să petreacă ziua de naștere alături de public? A venit un public deosebit de alte spectacole. Adică, de ce zic deosebit? Pentru că în ultimii ani, spectacolele pe care le-am avut noi în teritoriu cam era organizate de către cineva. Și cu public care venea cumva gratuit. Organizat, gratuit. Ori de data asta noi am simțit un alt fel de public. Un public care a cumpărat un bilet special pentru voi. Special pentru noi. Nu e vorba cât a costat, că a costat simbolic. Noi nu am avut un preț mare, dar faptul că oamenii au avut niște așteptări și noi am putut să le satisfacem acele așteptări. Și au venit oamenii care cu adevărat ne urmăresc, care admiră, oameni care știau piesele, care știau versurile, care au cântat, care ne-au aplaudat frenetic. Și asta se întâmpla din oraș în oraș, de la unul la altul. Știi? Noi am zis să facem un spectacol bun. De aici a pornit totul. Zic, ducem în teritoriu un concert bun, la fel cum e la Chișinău. Deci nu cu o scenă goală și cu negativ sau altfel. Deci noi am fost, spectacolul a fost 100% live, am fost acompaniați de Festival Band, de trupa noastră. Lumini. Cu show de lumini. Muzică 100% live. Pregătit, cu un prolog la început. Deci oamenii se simțeau ca într-o sală faină de spectacol din Chișinău. Pe lângă asta, mare ne-a fost, nu că mare, am fost surprinși plăcut să vedem că o bună parte, o mare parte din sălile de cultură din teritoriu, din țară,
sunt foarte, foarte bune, sunt renovate. Măi, au niște fotolii, că nici la Palatul Național nu-i găsește. Și mai e și caldă unele dintre ele. Dar nu în unele, în toate. Nu, asta în toate sunt, da? Deci nu ați înghețat nicăieri. Nu am înghețat nicăieri, am avut parte chiar de niște condiții. Asta a fost condiția noastră atunci când am început acest proiect. Am avut un organizator, Victor Dimitriu, îi mulțumim tare mult pentru... El a un băiat bun. Un băiat minunat. Victor, așa îți mulțumim. El a mers din casă în casă și el a mers câteva ori, el ne-a pregătit terenul și condiția mea a zis așa. Deci, neapărat când intrăm, să nu intrăm prin ușa centrală. Deci să avem ușa noastră separată. Știi că mai erau sele în care te duceai și vedeai ușile încuiate și blocate în ținte, în chiroane, pe timpuri. Și am zis să avem intrare separată prin culise, să avem cabină, să avem baie, deci să avem baie, toaletă, să avem unde ne facem un machiaj, să avem unde ne schimba hainele, plus că eram cu echipa. Adică am avut niște condiții și neapărat să fie cald și să fie lumină în scenă. Deci voi v-ați permis aici acasă, Republica Moldova, să aveți un draft de ăsta ca să cereți un condiții, un rider, da? Bine, noi am achitat pentru toate astea. Deci noi am... e frumos, îmi place ce aud. Asta e și normal. Deci noi încă mai avem de multe pretenții și obiecții la aceste lucruri minore, care de fapt sunt foarte importante atunci când organizezi un spectacol. Noi tindem ca acest proiect să aibă viață lungă și, desigur, să avem condiții și mai bune. Și să nu mai noi, dar și pentru alți toți colegii noștri asta care e. Vor merge în teritoriu, în orașele Republicii Moldova, să aibă parte de condiții omenești. Pentru că atunci când ai condiții omenești, altfel și cânti, altfel sună și muzica și lumea e altfel și păi, noi ne modernizăm. Da, pentru că dacă sunt toate astea, trăim alte timpuri. Respectiv și spectacolul e altfel și noi avem o altă dispoziție și noi ne manifestăm altfel și oamenii asta simt. Plus că asta noi nu am cerut publicul, nu? Noi nu am cerut asta forțat din cineva. Deci noi în toate spectacolele în care a fost s-a achitat oficial chiria sălii, cu contract, cu totul. Deci, peste tot a fost oficial și... Deci, cu fiscul sunteți curați. Cu toate condițiile. Da, și cu asta tot. Și cu asta tot, da. Da, prechindelele astea două au mers cu voi prin spectacole, da. Mihaela, Ioana, ia spuneți voi. Ele au fost la Creuleni. La spectacol de la Creuleni, ele au urcat pe scenă chiar. Serios? Da, ați făcut pe scenă? Ați făcut figurație? Publicul, au transmis pupici publicului din scenă. A fost foarte amuzant, dar frumos. Dar ia spuneți-mi, e obositor pentru voi să mergeți cu părinții la spectacol? Nu, deloc e obositor. E ok? E bine? Nu. Dar ce-ați făcut în timpul spectacolului? Ați stat prin culise? Da. Ați stat în culise? Unde ați stat voi? El era peste tot. Și în sală, și în culise, și în scenă. Și în sală, și în culise. Și în scenă. Și în cameră aceea. Când se începea un cântec, ne duceam. Și în cameră aceea, da, adică în camera unde erau. Adică două cântece, când cântam, noi stăteam în culise. Prima după la treilea cântec, iar vineam. Și vă place viața asta, Mihaela? Îți place viața asta de vedetă, de artistă, de interpretă? Îmi place foarte tare asta, mai ales e frumoasă viața asta să o ai, mai ales când cânti pe scenă, oamenii te admiră, mai ales e foarte frumos asta, mai ales te vede tot globul pământesc. La TV. La TV acum. Deci de asta vrei tu să fii cunoscută, ca să te vadă tot globul pământesc. Da, pentru că mereu când mă duc la diferite concerte cu Ioana, mai ales ne ducem în culiță, pe sală, pe la baie, pe la toate chestiile astea. Și vă simțiți bine că sunteți copii de vedete și vă este permis accesul peste bine. Tot. Ne simțim așa de bine. Ei, la un moment dat le-a zis, auziți, veverițele, v-ați făcut talentul, hai plecați din scenă, că îmi luați toate aplauzele. Da, la un moment dat, nu erau discos din scenă, le-au intrat, știi, în rol. Acum, să lăsați să cânti și mamă, în fiecare manuie. Și zic, fetelor, zic, hai, îmi luați toate aplauzele, zic, v-ați făcut talentul. Mica, dar ia zi, tu crezi că ai talent la cântat și o să ajungi așa ca mama ta? Cred. Așa de celebră? Dar tu nu mi-ai spus ce ai cântat la grădiniță. Am niște colegi aici care m-au rugat să te provoc să le cânti. Au zis, da, s-o rogi, te rog, Mihaela. Cânte cu ce l-a despre ce cânte. Hai. O să le faci plăcerea? Eu vreau să pun cu muzică, să merg pe scenă.
Dar fără muzică, cântă mai refrenul. Tot ce ne dorim, mai refrenul. Tot ce ne dorim e pace, ne rugăm la Tatăl Sfânt să trăim în bunătate și fără frică pe pământ. Nu-mi doresc mărgăritare, nici averi sau bogății. Vreau mai un loc sub soare și deasupra cer senin. Hai să semănăm iubirea și răul vom frunta. Pentru-ntreaga omenire, roata dreptății va cânta. Tot ce ne dorim e pace, ne rugăm la Tatăl Sfânt să trăim în bunătate și fără frică pe pământ. Tot ce ne dorim e pace, în liniște să ne trezim până bună de secoace și Domnului să-i mulțumim. Acum dăm voie să zic că tot globul pământesc bate de-un palme. Bravo, Micaela! Atât o plăcere să vă văd cum au crescut copiii ăștia, pentru că mi-amintesc când mergeai cu Micaela la emisiune când era micuță, da, da, și nu avea răbdare să stea pe scaun. Bine că nici Ioana nu nici stătea prea mult. Acum nu prea avem răbdare, dar i-a făcut noi instructaj. Dar ne cresc copiii. Da. Da, instrucțiuni le-am făcut înainte de într-o Randa sau cu Ioana, când erau ele mici, eu țin minte că am ieșit aici, eram transpirată de la emisiunea ta. Eu nu o s-o niciodată când ați fost cu Smaranda mică și la cânticul de final, Smaranda plângea și voi cântați. Și eu acum, dacă mă aud la drepturile copilului, pentru ca să nu se vadă că plânge, am întors-o cu capul spre scenă către părinți, cu fața spre cameră, da, eram eu. Dați, și ăștia doi cântau cu gura până la urechi. Și Smaranda ținea o gură. Da, avea un an, doi, nu mai știu, era tare mică. Da, da, era mică. Și acum e absolventă de școala muzicală. Trece timpul foarte repede. Da. Dar și voi cumva ați crescut de atunci, v-ați maturizat ca și artiști. Artiști cu personalitatea care își permit să ceară și sunt convinși că o să li se dea. Și asta este tare frumos. Dacă tot ce a făcut momentul de glorie Mihaela și a tras spre turta Adriani, hai să cântăm piesa aia despre familie noua voastră, că mi se pare frumoasă și după asta o să o lăsăm și pe Adriana. Da, să, da, da, să vă spunem mai întâi câteva despre această melodie. E o piesă care am scris-o în Statele Unite în vara anului trecut, fiind cu gândul la cei de acasă. Atunci când ați făcut și Waze-ul? Da, atunci am filmat și videoclipul. Și în casa finilor noștri se află un pian, un raial de ăsta mare, așa, și la pianul ăla am scris această melodie. Cătălina Lungu mi-a trimis versuri și pe aceste versuri, bine, a fost o idee, o cerere. Și am lansat-o în acest an de Ziua Internațională a Familiei. Și ne gândeam, e cam complicat să filmăm un videoclip, adică necesita multă investiție și așa. Și ne-a venit ideea să cerem urmăritorilor noștri să ne dea câte o poză, să facem un clipuleț din poze. Mă gândeam că o să vină câteva poze, zic că o să mai punem ceva de poze, a noastră, da. Și vreo 20 care mai vin de la oameni. Au venit, știi câte? 800 erau. În ziua în care s-a început editarea, erau peste 800 de poze. Doar că 3 secunde fiecare, îți mai trebuie vreo câteva piese. Da, da. Da, a fost și a ieșit minunat. Ele continuau să vină, noi deja editam, am avut și oameni care au zis și exprimau regretul că nu au intrat. Mm-hmm. Dar zic, da, au intrat niciun sfert din pozele care au venit. Dar a ieșit ceva frumos de suflet. Și chiar la vârsta asta, cu copiii mari, deja ne regăsim și noi cândva în această temă. Am familie bogată, se numește. Bogăția e în sufletul nostru și cu cât dăm, cu atât mai mult primim înapoi. Iată, adevărata bogăție pe care o creșteți. Despre asta e și vorba. Familia, adică e bogăția. E bogăția noastră. E bogăția. Scena toată vă așteaptă, mergeți mulțumim să cântați, după care o să mai vorbim cu Ioana și cu Mihaela. Ioana insistă să fie și ea în scenă. Sigur că da. Doar dacă tot vorbim de bogăția unei familii, acum Ioana este reprezentată. Așa, hai. Noi cu Adriana vă admirăm de pe canapea. Da, din scenă. Fericire fără seamă
e să fii tată și mamă. Împărțim la toți iubirea, asta este fericirea. Dumnezeu ne-a făcut parte, fiecăruia în parte, de copii ce ne sunt rostul, casa noastră, raiul nostru. Boți de aur dus pe palme, visul fiecărei mame. Azi boboc și mâine floare, cresc copii de o mirare. Când surâduios și dulce, orice supărare fuge. Cu privirea lor senină, umple casa de lumină. Au familie bogată, ia-mi fericirea toată. Aur alb și piatră rară, mi familia comoară, mi familia comoară. Prunci râd, inima cântă, asta-i bucuria sfântă, asta-i bucuria sfântă. Poți să cărmuiești o lume, celor dragi te vei supune, căci în sânul casei tale dragostea e cea mai mare. Ai copii, viața-i frumoasă, inima te trage acasă, căci un loc mai de poveste ca familia nu este. Anii trec, nu-i țin frâie, cresc în goana lor copii. Și ademeniți de zare, zboară toți în lumea mare. Așteptați ca pe o minune, toți acasă trag din lume. Și lui Dumnezeu îi dragă, de familia întreagă. Am familie bogată, ia-mi fericirea toată. Aur alb și piatră rară, mi familia comoară, mi familia comoară. Pruncii din inima cântă, asta-i bucuria sfântă, asta-i bucuria sfântă. Și piatră rară, mi familia comoară, mi familia comoară. Pruncii din inima cântă, asta-i bucuria sfântă, asta-i bucuria sfântă. Dragostea să dăluiască, raiul nostru în casa noastră, raiul nostru în casa noastră. Bravo! Acum nu știu cum au învățat fetele coreografia. Noi am avut show balet. Ați avut show balet. Rai, un nostru în casa noastră. Sunteți văzut tare bravo. Și Ioana și Mihaela au dansat tare frumos, apropo. Ai văzut cât de bine se poate improviza pe loc? Da, ce drept au eclipsat pe voi, dar nu asta e cel mai important. Vă rog să treceți să vă așezați, mama și tata, că fetele și-au făcut treaba de minune. Tare și-au bravo sunteți. Talentul. Da, sunteți talentate și în ale dansului. Și am văzut că inventați coreografie pe loc. Care și unde să meargă, care și cum deci să meargă. Deci ați înțeles, copii, dacă au fost cu noi la concerte, Mihaela a învățat și cuvintele pe de rost. Bravo! Ia spuneți-mi voi, oameni bune, cum vă pe voi Dumnezeu împreună să faceți spectacole, să mergeți în concerte, că să deschidem paranteze, avem și o piesă de final pe care o cântă fetele în duet. Da. Nu, tu proaspătă pijoară ieri imprimată, să dăm din casă. Dar cântată pe viu în spectacole. Da, da. Cum e? Cum a apărut colaborarea asta? Băi, dacă mă întreb de unde voi? Eu, nu știu. Nu știu, nici eu, nici eu nu chiar știu. Că stăteam și mă gândeam, băi, cum a
cum s-a născut această idee, când s-a născut, nu știu, a venit așa, știi? Nu vorbesc de turneu, vorbesc de prietenia voastră, de relația voastră umană. Mă gândeam, noi ne intersectam foarte des pe la filmări, chiar evenimente. Dar bun, că te intersectezi cu multă lume acolo. Și spectacole la Palatul Național. Și așa s-a închegat, știi, o relație frumoasă între noi, ca mai apoi să vină Costi și Corina cu această propunere de a fi nașa de botez a Ioanei, cu mare drag. Eram sărcinată cu mine la când am botezat. Până la mine Ioana pe lume, da. Era cu burtică. Da. Și spun și în această emisiune, în domeniul, cred că nu există. Există în orice domeniu, invidie de răutate, ca și în domeniul nostru. Sunt unicii din domeniul artistic, din nișa asta noastră, cu care țin o relație și ținem, de fapt, o relație frumoasă de prietenie. Pentru că în domeniul ăsta este foarte greu. E tare greu să menții o prietenie. Răutatea asta, nu vreau să intru în subtilități. Da, toată lumea știe. Până la urmă, lumea arte e destul de complicată de menținut. Jocurile de culise întotdeauna au fost asta și vor fi, pentru că oamenii talentați au rânză tare și oamenii talentați întotdeauna se vor toți în față. Dacă nu ai caracter și dacă nu ai, nu știu, o fire puternică, te nimicesc pur și simplu. Dar vă amintiți când voi doi acasă ați discutat și ați zis hai să-i propunem Adrianei să mergem în turneu, să facem spectacole? Să-ți zic sincer, cum e? Când a apărut ideea asta de turneu încă 2 ani în urmă, m-am gândit instant la Adriana și acum, trecând pe lângă relațiile noastre de prietenie, dar nici nu vedeam atunci cumva cu altcineva. Cu altcineva, adică, dar știi de ce? Pentru că ne-am convins în aceste spectacole că noi am făcut cu adevărat o echipă foarte bună. În primul rând ne-am simțit bine profesionist vorbind. A fost o inteligență în scenă, a fost muzică bună. Atunci când cânta Adriana, nu era rușine în culise și cred că a fost și invers. Deci a fost decență, mă înțelegi ce zic, da? Și pe lângă asta am acoperit o varietate de genuri. Eu zic, și asta ne spunea și lumea, noi chiar am făcut o echipă foarte bună. Și atunci, nu ne-am gândit atunci la relațiile noastre de prietenie, de cum mă trinzi, de nu știu ce. Ne-am gândit la Adriana Ochișanu, artista. Exact. Și la un moment dat realizam un lucru, iartă-mă că zic, dar tu ești artista, vorba aia, când e latră, caravana merge. Deci, din punct de vedere profesional și profesionist, Adriana Ochișanu e bestof. Da, dincolo de viața personală în care ești permanent fierbe. Mie nu-mi place să mă... Așa este. Sau să mă așa sunt sigur că e un vulcan înăuntru tău în permanență, pentru că lumea nu te lasă niciodată să lenevești și cumva să mergi liniștită pe drum. Mereu... Dar tu cumva ai grijă întotdeauna să... Rusalina, să știi că... Să dai lumină. Pulsul deci s-a simțit feedback-ul publicului, în primul rând, prin aplauze și oamenii se ridicau în picioare și ne aplaudau frenetic vreo câteva minute la rând. Deci, și asta se întâmpla în fiecare oraș. Da, deci nu ne dădeau voie să ieșim din scenă, am fost aplaudați în picioare și când nu-ți mai arde de oboseală la moment, uiți și de oboseală și de tot. Adriana, vreau să ne cânti. Noi nu-ți promitem aplauze la fel de multe ca în concerte, dar în schimb vorba Mihaelei te vede tot globul pământesc. O melodie care am lansat-o recent cu orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, orchestră minunată și vreau să o cântăm aici la voi și vă zic așa să nu vă dați niciodată. Nu m-am dat, nici nu mă dau. Te credem nu pe cuvânt, dar prin fapte, da. Și mă bucur că ești exact așa cum e. Deci vă mergeți la lansat și cu Adriana. Normal. Show baletul. Ne cântă Adriana Ochișanu și show balet Ioana și Mihaela. Ai venit la joc, că mă arde un foc și nu pot să stau pe loc, mă. Pentru gospodari să închinăm câte un pahar, dar nu merg. Hai veniți la joc, că mă arde un foc și nu pot să stau pe loc, mă. Ei, pentru lăutari, pentru gospodari să închinăm câte un pahar, dar nu merg. Nu mai dau și nu mă dau, dar nu merg. Că
ai toată bogăția lume. La mulți ani și eu vă spun, da lume, să aveți pace și trecut, da lume. Petrece lume cu mine, că nu știi ziua pe mâine, lume. Cânt, inima râzând, pe nimeni nu vreau plângând, mă. Îi fie veselie, oameni de omenie, că aici e mare bucurie. Astăzi vreau să cânt, inima râzând, pe nimeni nu vreau plângând, mă. Îi fie veselie, oameni de omenie, că aici e mare bucurie. Nu mă dau și nu mă dau, ani și eu mă spun, da lume, să aveți pace și drag bun, da lume. Petrece lume cu mine, că nu știi ziua de mâine, lume. Și am nimerit și cu drag azi am venit, măi. Ai venit și voi, când voi da cu noi, uitați de griji nevoi, dar lume. Așa m-am gândit și am nimerit și cu drag azi am venit, măi. Ei, hai venit și voi, când voi da cu noi, uitați de griji nevoi, dar lume. Nu mă dau și nu mă dau, dar lume, că eu am ce alții n-au în lume. Suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția, lume. La mulți ani și eu vă spun, dar lume, să aveți pace și drag bun, dar lume. Petrece lume cu mine, că nu știi ziua de mâine, lume. Mulțumim pentru energie, energie la puterea a treia de această dată. Tare frumoasă melodia asta și o supri. Ați cântat un concerte? Da, asta a fost. Da, da, și lumea bănuiesc nu stătea pe scaune așa ca și noi. Da, da. Dar da, noi încercăm să fim decenți că suntem într-o emisiune televizată, că de altfel ne prindeam și noi trei aici în dans. Da. Ce urmează? Ce facem? Acasă și dincolo de casă, în viața personală și profesională. Te referi la perioada da, de vară? Da. Păi perioada de vară, pentru o perioadă scurtă, ne luăm și noi o mini-vacanță. Deci tu dispari din spațiu public. Pentru o săptămână să ne mai încărcăm și noi bateriile și să savurăm din acest anotimp, pentru că l-așteptăm un an de zile.
și îl organizăm într-o secundă și se duce foarte repede vacanța. De-aia îmi place foarte mult vara, pentru că vara se asociază cu marea, cu relaxarea, să te simți bine alături cu familia, pentru că... Trebuie să organizezi și vacanța copiilor. Mie asta mi se pare tare complicat. Atunci când ziceam adio grădiniță, de fapt la asta mă refeream. Păi știi? Copiii tăi sunt mai mari ca ai noștri, nu? Da, dar au finalizat școala și trebuie să facă ceva vara, știi? Cumva eu merg la serviciu tabere, și... Tabere, sunt atâtea... Nu mai vor copiii să meargă la tabără ca altă dată, nu știu, acum... Mihaela, nu știu dacă ai lăsat-o la tabără. Nu știu, are 6 ani și jumătate. E mică pentru tabără. E încă e micuță pentru tabără. Smaranda, a mers vreodată în tabără? A mers de multe ori și merge și anul ăsta. Da? Ce bravo sunteți! Îi place. Bine, ea vrea să meargă. Îi place. Aici acasă, în Moldova? Da, chiar aici, în Moldova. Da, a fost și la Polița Veselă câțiva ani, a fost și la Vadul lui Vodă și a fost și la o tabără cu creștină. Da, activități, limba engleză, fel de fel de jocuri, aer liber, dar în primul rând în taberele astea e foarte mult, sunt foarte multe activități în aer liber. Acasă, chiar dacă suntem la sol, mai rar ies copiii în curte. M-am plictisit afară. Da, un pic mai greu, dar taberele astea cumva îi scot din zona lor de confort din casă și îi scot afară, la trambulină, la leagăn, la nu știu, la orice. Eu cumva voiam să rămân aici acasă și logic voiam să ajung la melodia pe care vreau să ne cânte Coste, că eu l-am rugat să ne cânte, să aducă piesa asta, pentru că mie îmi place și pentru că el o cântă tare rar. Și eu n-am mai cântat-o de tare. Cred că nevasta nu-i de voie să o cânte. Nu, ba da, și mie îmi place piesa. Eu am făcut-o așa, asta a fost o... O trăire sufletească pe moment, că am făcut o abordare... Dintr-o piesă de cârciumă cântată, cum se cântă în cârciumă, într-o abordare mult mai serioasă. Filozofică. Mai, dar mie tare îmi place, pentru că Duma acasă mai tramvai, de fapt nu e despre un loc anume, e despre casa unde ne regăsim și unde ne simțim bine sufletește. Fiecare dintre noi pe planeta asta are un loc. Care e cuvântul acasă. Acasă poate fi casa, apartamentul, casa de la țară, un loc exotic. Acasă este acolo unde simți bine alături de cei dragi, oamenii dragi sufletului tău. Așa acolo că, e casă. Costi, dă-ne voie să urcăm în tramvaiul tău și du-ne acasă. Tu, acasă, măi, tramvai, du-mă, du-mă, ce mai stai?
Pare că o să finalizăm tare nostalgic emisiunea asta. Să o credeți voi chiar, nu-i așa? Ce... Eu te-am întrebat, vrei bine? Te-ai gândit bine că scânteți asta? Da, sigur că vreau. Știți de ce? Pentru că noi suntem oamenii emoției până la urmă. Noi suntem ca o bulă de aia care reușim cumva să ne umplem și la un moment dat ne spargem și avem nevoie din nou să ne reclădim și să ne reconstituim. Și voi sunteți asemenea oameni pentru că dați foarte multă energie și la un moment dat voi și vă trebuie să o luați de undeva, să vă încărcați cumva bateriile. Așa probabil de la acela acasă de care are nevoie fiecare al nostru, acolo reușim noi, oamenii de artă în general, să ne încărcăm bateriile, că nu ne vede nimeni uneori, să facem ceea ce ne place, fără machiaj, fără spoială, fără zuluf și cercei, fără tocuri, pentru că... Spunea, Geta Vânăvan avea o piesă pe care încă nu a lansat-o, dar tare frumos, într-un context de casă, spunea că nici să țin, nici să spun ceva deștept, nici să țin spatele drept. Uite, da, exact. De câte ori simțiți necesitatea să vă spălați pe voi înșivă de toată energia pe care o acumulați, să vă luați papucii de casă și să umblați așa, fără să vă bată cineva la ușă și să vrea să vă vadă frumoși, chitiți, dichisiți și cu zâmbetul avem pe buze. Da. Da. Eu și cu cât trece vârsta, tot simți că sunt mai des aceste perioade de a sta acasă, de a îmbrăca un halat așa flaușat, cu papuci de casă, așa cu părul vâlvoi, fără machiaj, fără, pur și simplu să stai cu o cană de lapte și cu o bucată de pâine așa de la cu lapte, țară. Îți place laptele? Ador. Numai că îmi permit foarte, foarte rar acest lux să nu mă graș, să mănânc pâine. I-am zis, îi spuneam mama, zic, mama, atât de mult vreau să mă odihnesc, că te rog frumos, pune-mi la ușă o cană de lapte și cu o pâine, zic, toată ziua să stau așa, mă stau să mă tăvălesc în pat și să savurez momentele astea. Pentru că momentele alea nu neapărat să dormi, dar ai gânduri, te regăsești, vorbești cu tine, meditezi. Băi, da. Și voi pază și de trandafiri, zi de naștere, poezii, de șase strofi, o cană de lapte și o hrincă de plană. La 46 de ani, să duce, gata. Deja au ce scrie. Dar e frumos, da. E ok. Deci tu nu-ți dorești ceva mega, nu. Extra, spa, nu știu ce. Niciodată n-am avut gusturi din alea sportive de a mânca nu știu ce stridiș, nu știu ce delicatese. Corina, tu ai început Costi, de câte ori tot mă roagă, când chiar apăruse frunzele astea tineri de arțar, când mâncăm noi sărmăluțe din frunze de arțar, noi în jurul casei... Avem... Dacă eu când nu reușesc, mă duc la mama și da, fii mama sănătoasă. Da. Apropo, da. Când am avut concertul la Telenești, mama ne-a adus un... Doamne, ce sarmale bune a făcut mama lui Costi. Doamne, să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu cu în plină dietă, uite așa, m-am scăpat. În concertul la Telenești, mama ne-a adus în culise așa, o oală din aia. Șuierând pe gât. Și caș din ala... Dulce. Dulce moale. Știi? Deci eu cu mama soacră nu concurez. Ea este best. Dar nici nu trebuie. Trebuie. În schimb, îmi place femeile deștepte, femeile informate și frumoase și îngrijite și tot așa. Eu zic să lăsăm femeile astea frumoase și deștepte, cum ai zis tu, să cânte pe final de emisiune. Pentru că de asta ați venit aici pe canapea. Să aduceți energie pozitivă. Să spuneți neamului ăsta că ne merităm unii pe alții, că avem pentru cine cânta, că avem pentru cine crea și că veți munci în continuare pentru publicul de aici, de acasă. Cu mare drag. Vom cânta o melodie care îmi place atât de mult de repertoriul Corinei și cu melodia asta noi închideam spectacolele, cântam împreună cu publicul și vrem și în această seară minunată să vă cântăm, dragii noștri, împreună cu Corina,
ceva de petrecere. Melodie de petrecere. Scena vă așteaptă. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și fetelor le mulțumesc și Mihaiele și Ioanei. Ați fost tare, bravo! Grație vouă o să avem rating la emisiune. Acum să dăm cezarului ce este al cezarului. Ce frumos ne cresc copiii. Eu și Costi rămânem aici în minoritate pe canapea. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Acum ne cântă Corina Țepeș și Adriana Ochișanu. Azi e zi de sărbătoare, mă petrec cu lăutarii viața mea. Mă petrec aici, mai bine, cu prieteni lângă mine, lumea mea. Ce păcat de anii care trec în goana lor cea mare, omule. Strângeam și faci palate, însă uiți de sănătate și într-o zi le lași pe toate, omule. Doar o viață mi-i lăsată, s-o trăim ca niciodată, fii cu inima păcată, omule. Azi petrec cu tine, omule, că aici mi-e bine, omule. Lasă la o parte grijile, că-s mai multe decât zilele. Viața mi-e lăsată pe pământ, s-o trăim odată, nu oricând. De ai sănătate, omule, ești bogat și ai de toate, omule. Hai, hai, viața mea, cât mai bună, cât mai rea. Hai, hai, viața mea, e frumoasă și așa. Dragă lume bună, azi mi-e inima pe strună, lumea mea. Lăutarii cântă bine, să petrecem până mâine, viața mea. Cât ai tras și ai pus deoparte și cât greu ai dus în spate, omule. Nu te judecă, nu bine, că și eu la fel ca tine, n-am să iau nimic cu mine, omule. De-aș avea încă o viață, tot cu zâmbetul pe față, aș sorbia ei dulceață, omule. Cu tine, omule, că aici mi-e bine, omule. Lasă la o parte grijile, că-s mai multe decât zilele. Viața mi-e lăsată pe pământ, s-o trăim odată, nu oricând. De ai sănătate, omule, ești bogat și ai de toate, omule. Și așa, hai, hai, viața mea, cât mai bună, cât mai rea. Hai, hai, viața mea. Hai, Adriana, nu te lăsa. Hai, Corina, ține așa, mă. Așa, bine, bine. Fericite omul care îi frumos cu suflet mare, omule. Din ce are, din ce n-are, face viața sărbătoare, omule. Tu vezi cheful cum îți place și mi-arată cum se face, omule. Azi ridică fruntea bine, ai cu ce și ai cu cine și petrece-te pe mâine, omule. Doar o viață mi-i lăsată, s-o trăim ca niciodată, fii cu inima împăcată, omule. Azi petrec cu tine, omule, că aici mi-e bine, omule. Lasă la o parte grijile, că-s mai multe decât zilele.
frumoasă și așa. Hai, hai, viața mea, că mai bună, că mai rea. Hai, hai, viața mea, nu te da, nu te lăsa. Hai, hai, viața mea, că mai bună, că mai rea. Hai, hai, viața mea, e frumoasă și așa. Hai,